Vizita aceasta, excelențe, a dumneavoastră în Valea Timocului este una istorică. Presa srbească a anunțat că vizita aceasta o efectuat la comunitatea română din Valea Timocului, deci nu cea valahă. Este prima dată în istoria statului sârb că presa srbească să folosească denumirea adevărată pentru neamul nostru. Ce credeți? Vizita aceasta va schimba ceva? Adică statul sârb ne va da voie să folosim oficial limba noastră și să o învățăm în școli? Eu sunt convins că da. Discuțiile pe care le-am avut cu președintele Tadić, cu primul ministru, cu președinta Parlamentului sârb, ne arată că a venit momentul unei deschideri și momentul recunoașterii. De altfel, România a fost un partener atât de loial Serbiei, încât ar fi păcat ca exact minoritatea românească din Serbia, din Valea Timocului, să nu fie recunoscută. Am convingerea că parteneriatul nostru cu Serbia va da roade și în această direcție. Timoc Press este deocamdată unica agenție în limba română, agenție de presă electronică, care este susținută din partea Departamentului pentru Români de Pretutindeni. Când se va angaja statul român pentru că să se formează o stațiune de radio și de televiziune în limba română pentru întreaga zonă, având în vedere că este de o importanță crucială pentru păstrarea identității naționale? Vă asigur că nu ne angajăm doar pentru o stație de radio sau un ziar scris sau o televiziune preluată probabil în fază inițială de la Novi Sad, de undeva, dar obiectivul nostru este să avem și școală în limba română în Valea Timocului. Obiectivul nostru este să dăm mai multe burse vlahilor care se recunosc a fi români și obiectivul nostru este ca obiceiurile și tradițiile românești să se păstreze în Valea Timocului ca o valoare adăugată la ceea ce poporul sârb are. Așa cum noi respectăm și dăm toate drepturile, inclusiv dreptul de a se adresa în instanță în limba maternă sârbilor din România, sperăm ca și Serbia să recunoască aceste drepturi românilor din Valea Timocului și din toată Serbia. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult!